Hey. O să vorbim astăzi despre temerile nejustificate. Ce înseamnă aceste temeri nejustificate? Vorbiți foarte mult despre aceste frici, fără ca să luați o pauză. Temerile nejustificate înseamnă să vă îngrijorați, să vă fie frică de ceva ce nu este în fața ochilor dumneavoastră. Fie că este din trecut, fie că este ceva imaginat în viitor. Dar fricile dumneavoastră sau temerile dumneavoastră nejustificate, toate vin din abstract. Ce înseamnă abstractul? Abstractul, pur și simplu, este alcătuit din memorie, imaginație, gânduri, gândire, frici, frustrări. El nu este în fața ochilor dumneavoastră. N-a fost, n-o să fie și nu este. Bun. De exemplu, credeți că o să vă fie rău peste, nu știu, 20 de minute când o să ieșiți din casă. Sunt gânduri despre că o să vă fie rău. N-aveți de unde să știți că o să vă fie rău. Sau vă gândiți că, nu știu, ieri în timp ce mâncați și v-ați înecat, probabilitatea era să, poate să nu vă desfundați gâtul și, bineînțeles, să vă înnecați și să muriți. Ambele, de viitor sau de trecut, sunt doar gânduri despre trecut și gânduri despre viitor. Sunt abstracte, nu-s reale. În schimb, dintr-o frică reală, adică una din fața ochilor dumneavoastră, niciodată nu vă ia anxietatea. Anxietatea vă ia întotdeauna din abstract. Dintr-o frică imaginară sau o frică despre trecut. Dintr-o frică de gânduri despre viitor sau gânduri despre trecut. Dar dacă stai total aici, total în acest moment prezent, privește-mă ochii, cum sunt eu aici. Atenția mea totală în fața ochilor mei. Nu are ce frică să mai am. De exemplu, îmi folosesc acum abstractul. Când o să merg acum prin pădure, la 200 de metri de aici, o să vină un urs și o să mă atace, sau o să vină un urs și o să-mi ceară o țigară, un trabuc. Este imaginația mea, abstractul. Acum o să vorbesc despre trecut. Am fost să-mi iau o cafeluță și am constatat în timp ce o comandam că nu aveam portofelul la mine. Bun, ăsta e trecutul, gânduri despre trecut. E tot abstractul. Indiferent că folosiți gânduri despre trecut nocive, gânduri despre trecut frumoase, gânduri despre viitor nocive sau gânduri mai puțin nocive despre viitor, este tot abstractul. Doar prin abstract putem comunica. Nu merge altfel. Folosiți-l cu inteligență. Nu mai plecați de aici. Temerile acestea nejustificate, care constant
le dezvoltați, se întâmplă datorită faptului că voi vă duceți mereu atenția la ele și le dezvoltați constant. Nimeni nu vă pune să faceți acest obicei. Bineînțeles, v-a intrat în obișnuință pentru că l-ați făcut atât de des și atât de mulți ani, constant, încât credeți că așa este normal. Nu este normal. Normal este ca atenția dumneavoastră să stea în fața ochilor și să rămâneți total aici. Nici de cum în abstract. Uite, de exemplu, acum o să-mi folosesc abstractul și o să zic, soarele pică pe mine. Pică cumva soarele? Nu. Luna o să strălucească mai tare decât soarele. Se întâmplă aceste aspecte? Nu. Și acum îmi voi folosi abstractul pentru ceva ce se întâmplă în prezent. Văd un coș de gunoi. Abstractul este corect. Vorbesc despre coșul de gunoi. Dar este o descriere a prezentului. Coșul de gunoi este aici cu mine. Este real. Dar soarele care pică este ireal. Deci, atunci când folosim abstractul pentru descrierea prezentului, este corect. Atunci când folosim abstractul pentru trecut sau viitor, să ții minte că nu este real. Este corect, dar nu este real. Fă diferența. Fă diferența și scapă odată de gălăgia asta mentală, pe care tu singur ți-o menții. Tu singur, singurel.